dacă tot m-am trezit cu noaptea în cap. Haideți să vă spun despre efectul yo-yo. Cred că ați auzit despre efectul ăsta yo-yo și în grosso modo așa înseamnă că te îngrași după o cură de slăbire și după a doua cură de slăbire iar te îngrași și după a treia cură iar te îngrași, încât pe termen lung ajungi, încercând să slăbești, ajungi mai gras decât erai înainte de prima cură de slăbire. Ăsta este efectul yo-yo. Dar să vă explic în câteva cuvinte, de fapt, care este capcana acestui efect yo-yo. Să luăm cazul meu, da? Deci am slăbit 5 kg. Din astea 5 kg, 3 au fost de grăsime și 2 au fost de mușchi. Așa se întâmplă întotdeauna când cineva își reduce rația de calorii. Că nu poți să stai cu creionul în mână și nimeni pe planeta asta, cât de obsedat ar fi, nu poate să prevadă la miligram sau la calorie exact efortul fizic pe care îl faci, exact metabolismul bazal, exact ce înghiți, exact dacă morcovul ăsta scrie pe listă că are 45 de calorii, s-ar putea ca în solul în care a crescut să aibă numai 30 sau să aibă 50 de calorii, pentru că are altă compoziție. Deci, depinde cum l-a bătut soarele, depinde puiul ce a mâncat și așa mai departe. Deci, toate lucrurile astea pe care noi ne străduim să le băgăm în niște tabele, necesar și ce bagi în tine și ce ai în plus sau în minus sau cât vezi că ai să slăbești, sunt foarte aproximative. Vedeți, eu am spus 1000 de calorii, dar se întâmplă să mai trișez în anumite zile, să mai iau o fursecă, o biscuit, o măr, o ceva și ajung ca popa la 1200 de calorii, da? Uneori se întâmplă, uite, nu mi-e foame și am mâncat numai 800 de calorii pe bune. Dar în ziua aia probabil nici n-am făcut mare lucru. Și atunci totul este așa foarte relativ. De asta niciodată nu putem să scriem cu creionul pe hârtie o rețetă sau o soluție fantastică. Nici dieteticienii nu pot. Te duci la un dietetician și știți ce face? Îți spune, mănâncă atâtea mese pe zi, ai grijă să nu te îmbui, lucruri care le știi și tu, de fapt, știi? Da? Mai și dai bani? Și dacă îl întrebi lucruri concrete, știți ce va spune dieteticianul? Păi, na, încearcă, eventual îți dă un regim disociat, mănâncă azi numai lactate, poi mâine numai nu știu ce, poi mâine nu știu ce. Oricum, nu-ți recomandă ceva ce ai putea să duci toată viața. Deci, ajungi tot la efectul yo-yo. Ok. Bun, să spunem că eu am dat 5 kg jos și, conform doamnei X, pentru că dacă tot am ajuns la platou și tot vine Paștele, dau un colo de dietă, mănâncă de acum cât vrei și o luăm de la capăt peste 2 săptămâni. Nu, de 100 de ori, nu. Pentru că așa se ajunge la efectul ăsta yo-yo. Ți-ai făcut o dietă, da? Mai restrictivă. Gândește-te că pentru 1 kg de grăsime, corpul a cheltuit deja 9000 de calorii ca să le depună. Caloriile astea, odată ai pus 50 în plus, odată, ca și economiile financiare, da? De la bancă. N-ai 9 milioane să-i pui toți odată, dar pui odată 50, odată 20, îi pui acolo la ciorap și într-o bună zi ia câtă se adună 1 kg. Acum ca să-l scoți, nu poți să-l scoți nici tot deodată, trebuie să treptat, în loc să mănânci 1300 de calorii, să mănânci numai 1200, să încerci măcar tot așa, câte 50, câte 100, câte 200 de calorii mai puțin zilnic și în timp să-ți faci, să dai înapoi kilogramul ăsta. Care este chestia nasoală în toată problema asta? Odată ce tu vrei să dai kilogramul ăla de grăsime jos,
vei mai da și din mușchi. Că așa e metabolismul, așa e corpul nostru. Desface foarte ușor proteina din mușchi, că este lui mai ușor, așa, metabolic, știți, să transforme proteina în glucoza din sânge decât lipidul în glucoza din sânge. Și atunci te trezești cu fiecare cură de slăbire. Că dai jos 3 kg de grăsime și numai 2 de mușchi, cum am dat eu. Când te îngrași, nu mai pui mușchi. Nu prea mai pui mușchi, pentru că ești sportiv de performanță. Tu mai mergi acolo 10.000 de pași, mai faci o treabă casnice, mai urci cu liftul sau dacă n-ai nimic în mână, mai urci niște scări. Mare lucru nu faci, că noi nu mergem la prășit, știți? Și atunci musculatura începe să fie din ce în ce mai sărăcăcioasă pe noi. Și când începem să mâncăm, să zicem, hai, că de acum tot am dat-o în bară, hai să încerc cu altceva, de fapt, tu nu mai pui înapoi 4 kg sau 3 kg de grăsime și 2 de mușchi. Pui 5 kg de grăsime înapoi. Și sigur că 5 kg de grăsime și ca volum nu se compară kilogramul de mușchi cu kilogramul de grăsime. Du-te în galantar și uită-te cum arată mușchiul și cum arată slănina. Și ceri 1 kg de slănină și ceri 1 kg de mușchi, la mușchi e tutica, grăsimea e atâta. Bun, și ai pus 5 kg de grăsime. Și după câteva luni zici, băi, hai să iau cu altă cură de slăbire, hai să trag înapoi de mine. Și ce faci? Mai dai jos 2 kg de mușchi, mai dai jos 3 kg de grăsime și te bucuri că ai dat 5 kg jos, dar tu de fapt în 2 curi de slăbire ai dat jos 4 kg de mușchi, știți? Pentru că așa suntem noi și pe măsură ce tot te îngrași și slăbești, te îngrași și slăbești, te îngrași cu grăsime și când slăbești, slăbești la pachet grăsime cu mușchi și ajungi să fii la un moment dat așa bufă, pufoasă, să se reverse, că mușchii nu se revarsă, da? Slăninuța pe aici, pe sub blugi, ce frumos curge, știți? De asta nu recomand, deci chestia asta, asta nu merge, hai să ne facem de cap 2 săptămâni, că tot vin sărbătorile, nici o sărbătoare, da? Un ou, o bucățică de pască, și s-a terminat, da? Nu, o sălățică, o fripturică și nu toate la aceeași masă. Adică tot 1000 de calorii și la masa de Paști. Sau în zilele de Paști. Nu merge chestia asta. În momentul în care te-ai relaxat și ai spus, băi, m-am săturat 2 luni, m-am săturat, am numărat, hai, gata, lasă, hai să fac pauză 2 săptămâni, să trag și eu. Nu, pauza aia e moartea, da? E grăsimea aia care se pune și pentru că așa e corpul. Când îi dai mai mult, el depune grăsime și e terminat. Toată problema pe care o am eu în momentul de față este să găsesc acel echilibru normal care să nu-mi fie foarte greu să-l țin toată viața, dar conștientă fiind să nu mă îmbui toată viața, să nu dau frâu. Deci să-mi raționalizez poftele, mesele, să le vizualizez, să le... Și chiar dacă am perioade de stagnare, care e problema? Nu cred că ținând lucrurile astea pe termen nedefinit, eu nu voi ajunge să-mi reglez greutatea. Poate că așteptările mele sunt prea mari ca oricărei persoane. Toți avem așteptări mari de la noi. Să fim cinstiti, toți vrem așa, dacă se poate și repede, și să ne bucurăm și să ne simțim bine și să-i facem invidioși pe cei din jur, că uite ce bine arătăm, că uite ce subțiri suntem și așa mai departe. Cu efort, cu efort, cu efort și înțelegând procesele. Deci procesul ăsta, fac cură de slăbire acum 3 luni și după aceea gata și mă mai apuc în toamnă și iar gata, adică impulsivul ăsta de a face câte ceva când deja se revarsă totul
nu-ți mai intri în rochii și în fuste, te aduce la un statut în care chiar aproape nu mai ai ce face, știți? Te auto, ca în nisipurile alea mișcătoare ajungi, știți? Deci în momentul când te decizi să faci ceva pentru greutatea ta, pentru lucrul tău, pentru sănătatea ta, pentru oasele tale și așa mai departe, când mergi pe drumul ăsta, nu trebuie să te oprești. Nu ai voie să te relaxezi. Bun, te relaxezi o zi, să zicem. E ok, se admite. O dată pe lună, mai calci strâmb. Dar nu înseamnă că trebuie să te oprești de acum, că vine Paștele, că vine Crăciunul, că vine ziua mea, că plec în concediu la All Inclusive. Deci chestiile astea sunt moartea, da? Sunt moartea curii de slăbire. Și asta este efectul yo-yo. Cred că m-ați înțeles, da? Slăbești grăsime, mușchi, te reîngrași doar grăsime. Următoarea cură, iar slăbești din mușchii aia pe care nu i-ai mai făcut și pui înapoi doar grăsime și următoarea cură și așa ajungi foarte gras, cu multă, multă, multă grăsime și două fire de mușchi. Da, cam asta este problema efectului yo-yo.